Bună ziua, stimați telespectatori! Iată-ne la o nouă emisiune în biroul domnului primar Radu Hanga cu subiecte de interes. Nu-i așa? Bine v-am găsit, domnule primar! Bine ați venit! Eu aș dori să începem cu proaspătul combinat social despre care s-a vorbit atât de mult. Unii nu credeau că este un proiect viabil, că în sfârșit unii dintre cei care și-au pierdut locurile de muncă de la Mecel își vor găsi acolo un adăpost financiar, ca să spun așa. Deci, dați-ne ce noutăți mai aveți, domnule primar, cu combinatul social. Păi, informațiile de ultimă oră de care dispun le am de la domn director la JOFM la Cluj. Informațiile spun că au fost recrutați într-o primă tranșă 80 de lucrători care vor fi instruiți pentru partea de textile. Acești oameni vor fi trimiși, zilele astea este programat, vor fi trimiși la Oradea, unde vor fi introduși, vor fi, să zic eu, calificați, dacă vreți, în activitatea specifică execuției de clăpar, șoșon pentru clăpar, partea textilă a acestor produse. Sunt produse pretențioase, sunt produse sensibile și cer îndemânări și deprinderi, să zic eu, atent pregătite. Din câte știu, utilajele au fost tot în zilele astea comandate, atât în străinătate cât și din țară. Spațiul care este la Solaris, între Câmpia Turzii și Turda, a fost închiriat. Deci, practic, s-a dat lumina verde concret la începerea activității. Mai urmează o etapă de recrutare sau probabil de selecție, nu pot să vă spun chiar exact, nu am toate detaliile, de selecție a lucrătorilor care vor fi utilizați pentru producția de mase plastice, componentele de mase plastice, e vorba de prese, de injecție și așa mai departe, și părțile metalice ale echipamentelor, ale clăparilor. Deci, am putea să spunem că activitatea este practic începută, este pe un drum bun, pe o cale ireversibilă și probabil, hai să nu zic eu chiar ianuarie, dar în orice caz, într-o scurtă perioadă, se vor aduce utilajele și se va începe activitatea de producție și de probe tehnologice și producție, mă rog. Deci este un succes, eu am avut încredere în proiectul ăsta, deși unii au fost total sceptici. Este dreptul fiecăruia să aibă încredere sau să fie sceptic. Până la urmă, viața arată cine are dreptate sau ba. Pentru a rămâne în același domeniu foarte fierbinte pentru locuitorii orașului dumneavoastră, îmi spuneați într-o discuție, dacă mi-aduc aminte, primăvara aceasta, despre acel contract cu RAIF, care spuneați dumneavoastră că îi obligă pe cei de la RAIF să creeze un număr de locuri de muncă. În ce stadiu vă aflați cu negocierile cu ei? Păi, la ora asta, sau să începem cu începutul, noi am examinat contractul. De ce l-am examinat? Pentru că în criza de locuri de muncă generată de concedierile de la Mecel, care într-un an de zile a dat afară aproape 2000 de oameni, nu? A apărut nevoia disperată de a găsi alternative, locuri de muncă pentru persoane disponibilizate. E, una dintre resursele de locuri de muncă, normal, era zona industrială RAIF, cărora li s-a vândut un teren cu obiectivul și cu destinația de a se construi infrastructura și a atrage investitori. Am observat că în oferta RAIF era prevăzut ca o clauză, pentru că oferta a devenit parte integrantă din contract, o clauză și anume că ei vor crea într-un interval de 5 sau 6 ani un număr de
1536 de locuri de muncă. Ei, plecând de la obligația asumată și anume de a crea 1536 de locuri de muncă, noi am somat, i-am atenționat că ar fi cazul să își ducă la îndeplinire această clauză și că noi considerăm contractul ca nefiind încheiat, dus la bun sfârșit, din moment ce nu s-a realizat această obligație. Bun, acum, bineînțeles că au apărut discuții între noi și RAIF, și ei au invocat și eu. Nu spun că nu e adevărat, că ei au încheiat contractul în 2006. În 2006-2007 a fost perioada aceea de boom imobiliar, de aruncai cu bani în toate direcțiile, toată lumea nu mai știa ce să facă cu banii, credit cu buletinul, credit fără girant și așa mai departe. Țineți minte, a fost un adevărat festival al banilor. După aceea, după 2008, s-a intervenit o contracție a pieței capitalurilor, a apărut o lipsă de bani, care bineînțeles că s-a repercutat și asupra investițiilor din zona industrială. E, acum eu sunt de acord, dar contractul e contract. Și eu nu sunt cel care să am dreptul să modific contract și nu cred că am nici dreptul să mă fac că nu văd obligațiile asumate. Ca atare, nu i-am contrazis pe cei de la RAIF, n-am spus că nu e greu, că nu e complicat, dar obligația asumată rămâne obligația asumată. Asta a fost ales ca să purtați partea oamenilor, nu a celor care... Eu urmăresc, mă rog, interesul orașului. Și, mă rog, n-am cerut decât să se onoreze obligațiile contractuale. Dar mai spuneați despre un anumit contract cu cei de la RAIF. Până la urmă, acela va fi dus la îndeplinire dacă vor ei sau îi veți obliga prin instanță la o adică? Bun, acum sunt anumite prevederi pe care n-aș vrea să le discut eu în detaliu acum. Ce se întâmplă dacă nu realizez contractul fără discuție în tocmai și la timp? Adică dacă nu realizez toți parametrii contractuali. După părerea noastră, ei sunt într-o situație de neîndeplinire a contractului, e posibil să ajungem în instanță. Deocamdată, că veni vorba, să vă spun și să vă explic și problemele apărute ca urmare a solicitării unei gazete locale să-i furnizăm, să-i dăm, să-i punem la dispoziție contractul. Nu l-am dat pentru un motiv simplu. Într-o ședință de Consiliu din 2007, e adevărat, după ce s-a semnat contractul, s-a încheiat o convenție între primărie, Consiliul Local, de fapt, și RAIF, prin care era prevăzut confidențialitatea contractului. Noi, neavând informații, pentru că eu am studiat contractul, nu m-am uitat la toate documentele colaterale, să zic. Posterioare, practic. Și posterioare, dar oricum, eu m-am uitat la contract, m-am uitat la toate documentele care nu le-am considerat ca fiind contractuale. Însă am fost atenționat de către RAIF, domnilor, nu dați contractul publicității, că avem dreptul să vă cerem daune. Ei, ca să nu ne jucăm de daunele, am zis, domnule, nu putem să vă punem la dispoziție contractul. E, atunci, gazeta respectivă ne-a acționat în instanță. Noi am zis, domnule, nicio problemă. Dacă se obține o sentință definitivă și irrevocabilă prin care să facem contractul public, îl facem fără nicio reținere, dar nu vrem să ne asumăm riscul plății unor daune. Dacă este o sentință definitivă și revocabilă, aplicăm sentința, pentru că neaplicarea, neexecutarea sentinței la rândul ei este cauză penală. Deocamdată sentința este dată de primă instanță, se va face recurs, se va judeca recursul, deci în momentul în care sentința devine definitivă și revocabilă, se pune contractul pe masă, devine document public. Nu avem nicio reținere în domeniul ăsta. Să mergem mai departe cu această lună care urmează, luna sărbătorilor, a cadourilor. Ea începe cu Ziua Națională, dar știu că înainte ați mai programat un concert. Eu vreau să vă întreb în general despre aceste evenimente pe care le pregătiți în luna decembrie. Acum, astea se înscriu într-un cadru mai larg. Noi am și declarat anul 2012 ca anul istoriei locale. Acest
demers a însemnat anumite activități de natură social, culturală și, de ce să nu spun, are în vedere oarecum componenta psihologică a populației. Orașul o duce greu și atunci încercăm să mai atenuăm impactul loviturilor pe care soarta ni le-a rezervat acum, închiderea sau reducerea aproape de zero activității industriei sârmei. Este o tragedie pe plan local și, de ce să nu spun, chiar și o rușine. Și atunci, în cadrul anului istoriei locale, am publicat un calendar, l-ați văzut, cu imagini din oraș. Încercăm, repet, să ținem cât de cât moralul ridicat. Am dezvoltat activități culturale, sportive, compensatorii. Acum vine luna decembrie și, ca atare, ce vom face în perioada care urmează? Normal, ziua de 1 decembrie este ziua națională a românilor, a României. Vom avea în data de 30, în data de 28, adică în data de 28, vom avea un simpozion, aniversarea 95 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, în care vor fi niște prelegeri și se va lansa o carte, Câmpia Turzii și Marea Unire. Noi vrem să ne unim cu țara. Asta este denumirea acestei cărțuli, în care se rememorează evenimentele petrecute la 1 decembrie 1918, evenimente care au o importanță deosebită pentru toți cei care gândesc românește. După acest simpozion, urmează în data de 30 o ceremonie. În data de 30, un spectacol, un recital de muzică clasică de la Mozart la contemporan. Este un concert de muzică instrumentală susținut de interpreți de primă mână, toți patru sunt domnul Gabriel Croitoru la vioară, domnul Nicușor Silaghi la vioară, domnul Marius Suorsan la violă și domnul Vasile Jucan la violoncel. Toți acești interpreți sunt profesori universitari, doctori la conservatorul din Cluj. Domnul Gabriel Croitoru va cânta pe celebra vioară Guarnerii del Gesù, care a aparținut maestrului George Enescu. Deci încercăm să facem un eveniment de înaltă ținută pentru segmentul de populație amator de muzică cultă. În data de 1 va fi la ora 17 un spectacol în sala de spectacole a Palatului Cultural. Un spectacol folcloric care se intitulează Inima României bate și la Câmpia Turzii, cu participarea unor soliști, cum este Ionut Fulea, Mirela Mănescu, orchestra Doina Arieșului condusă de Nelu Gabor, ansamblurile Ardeleana și Mugurelu, ansamblul de muzică, de dansuri populare locale, bine cunoscute. La ora 18:30 va fi retragere cu torțe în acompaniamentul fanfarei locale Promenada. La 18:40 un foc de artificii și la 18:50 va fi aprinderea iluminatului ornamental în parcul orașului. Ați văzut că acolo am și înlocuit corpurile de iluminat, am montat niște corpuri de iluminat, cred eu, frumoase. Va fi, cred, o treabă frumoasă. Tot în data de 1 va fi sărbătorită și Ziua Națională a României, care va fi, la ora 15, vor fi depuneri de coroane și
și la monumentul lui Mihai Viteazu, la ora 15:30, din nou depunere de coroane. Mai sunt și alte activități, n-am să le enumăr eu chiar pe toate, dar asta va fi în data de 28, 30 și 1. În data de 3 ianuarie, 3 decembrie, adică, pentru că este luna cadourilor, ne îndreptăm atenția spre copiii cu dizabilități. Vrem să le aducem o mică bucurie, un semn de căldură sufletească și va fi, deci, o împărțire de cadouri pentru copiii cu astfel de probleme. În 6 decembrie, nu uităm pe bătrânii noștri. Va fi o ceremonie ocazionată de nunta de aur. Toți cei care au împlinit 50 de ani de trai împreună, au răzbit 50 de ani, sunt 52 de familii inventariate, vor primi felicitări din partea noastră, urări de viață lungă și o mică atenție. Pe parcursul lunii va mai fi, activitățile sunt în curs de programare la detaliu, data, ora, va fi un concert de colinde al corurilor din biserici, vom primi colindători la primărie, așa cum facem în fiecare an. Mai sunt activități în pregătire pentru zilele de Crăciun și sărbătorim și trecerea de la anul 2012 la anul 2013 printr-un foc de artificii, la activitate 2012 la 2013, am zis 2014. De la 2012 la 2013, dar cum suntem în 2013 și vom trece în 2014? De 2013 la 2014, pardon. Scăpăm de o cifră pe care o consider cu ghinion. Așa. Deci cam astea sunt, este încă o lună de zile până acolo, nu sunt în detaliu chiar toate aranjate, dar vom reproduce, mă rog, ce-am făcut și anul viitor, nu inventăm mare lucru, ce-am făcut bine, repetăm. Lăsăm distracția la o parte și ne întoarcem la muncă. Hai să mergem. Vrea să vorbim puțin despre activitățile de la domeniul public și compania de salubritate. Știu că pe parcursul acestui an le-ați dat o mare importanță, inclusiv prin mărirea de capital și așa mai departe. Da. Dacă puteți faceți o retrospectivă a muncilor. Haideți să începem cu domeniul public, care în anul ăsta a fost harnic. E adevărat că a fost harnic pe banii Consiliului Local. Dar am investit destul de mult, peste un milion, cam un milion de euro, 40 de miliarde de lei vechi, în lucrări de drumuri. S-au executat drumuri și, spre deosebire de alți ani, am acordat o atenție deosebită calității lucrărilor executate. Am executat lucrurile pe bază de tehnologie clar definită. Cei care au beneficiat de aceste lucrări au văzut că drumurile s-au executat pregătindu-se infrastructura, lucrări de fundație cu macadam, cilindrat și așa mai departe. Și vreau să vă spun că, de exemplu, ultima lucrare care s-a executat în bune condiții este strada Traian de pe Șarât, unde s-au bordurat, s-au făcut trotuarele, s-au făcut drumul până la intersecția cu Câmpului, de la Calea Ferată până la intersecția cu fostă Câmpului, Titulescu actual. S-a asfaltat strada Luncii, cu care locuitori, cetățeni de acolo, am avut mai multe întrevedere, am fost victimele lor și până la urmă le-am spus, domnilor, noi facem drumul ăsta, aveți puțin tică răbdare și l-am făcut. Am asfaltat strada Griviței la blocuri, care după intervențiile făcute cu schimbarea de conducte, drumul ăla fiind de beton, arăta dezastruos. Am prelungit, am rezolvat la capăt Aurel Vlaicu. Am făcut o bucurie, cred, locuitorilor de pe Târnavelor, care, vorba lor, de 20 de ani se tot milogeau la primărie să le aranjeze cineva drumul. Am deschis
banda de circulație, am acoperit-o cu macadam, urmează ca în anul viitor să o asfaltăm, dar până atunci le-am făcut trotuare, deci din zonă se poate circula rezonabil și cu mașina, oricum în comparament mai bine decât înainte, și există trotuare de bună calitate. Am deschis, am dat drumul la lucrări pentru întubare Racoșa pe insulă, unde în final se va amenaja un parc. Deci acel canal care arată destul de dezagreabil va fi acoperit și mascat. Mai sunt și altele, strada viitorului, am rezolvat și am asfaltat în zona de lângă cimitir piațeta aia de acolo, care arăta destul de rău și compania de salubritate a amenajat și microrampa de acolo. Deci s-au făcut multe lucrări, s-a reparat podul de pe Teracoșa pe drumul către Vișoara, s-a semnat contractul și atribuită lucrarea la podul peste Arieș către Lut, care a fost și ăsta un subiect destul de discutat, deci s-a atribuit lucrarea și urmează a se executa. Deci sunt lucrări care s-au pornit, unele cu domeniul public, altele cu alții, că am alunecat și la alții. Dar domeniul public a fost harnic anul ăsta, am mai executat în spatele, lângă piață, unde de fapt am făcut o modernizare în piața mare, să zicem, piața Unirii, în care am construit și ați văzut, s-a ridicat hala agroalimentară, s-a modernizat CT8-ul și acolo se pune la punct un sediu al companiei de salubritate cu condiții bune de primire a cetățenilor care merg să-și facă plăți. S-au îmbunătățit condițiile lucrătorilor care lucrează la salubritate cu sală de duș, cu vestiar, cu așa mai departe, cu atelier de întreținere a utilajului de transport. În spatele CT8-ului devenit acum sediu companiei de salubritate s-a amenajat o pistă suficient de mare în două etaje, două nivele, pe care dorim să redirijăm pe cei care făceau comerț în zile de târg de marți după amiaza până miercuri. Vom încerca să degajăm centrul orașului de acel târg care deranja pe locuitorii din zonă și distrugea spațiile verzi și așa mai departe. Acolo sperăm să rezolvăm problema târgului de marți-miercuri. Când veni vorba de hala agroalimentară, a fost dată în folosință, ați văzut, acum suntem în faza, în momentul în care vom ceda, vom acorda contracte de închiriere la cei care ocupă spațiile închise în exploatare proprie. Sunt mai multe spații comerciale, suntem în faza deci de a stabili un spațiu pentru lactate, unul pentru carne, altul pentru pâine și așa mai departe, în așa fel încât cetățeanul care se duce la hala agroalimentară să iasă în pungă cu tot ce trebuie pentru gospodărie. Un fel de mic mall, dacă vreți, mall la scală. Da, mic mall cu componente agricole, dar la care produsele agricole să fie vândute de producătorii din zonă, nu aduse din Turcia. Deci este un proiect de integrare a pieței în integralitatea lui, da. Când am discutat de crearea de locuri de muncă, am uitat să vă întreb despre stadiul în care vă aflați cu edificarea parcului industrial Tetarum 5. Știu că asta este un subiect care îl urmărim poate cam de multă vreme, dar dat fiind că este vorba de o cumpărare de teren de către primărie, după ce primăria a vândut terenurile pe care le avea, este o problemă sensibilă și o tratăm cu toată răspunderea. Să nu uităm că primăria a vândut cu un euro pe metru pătrat terenurile la RAIF. E, acum primăria are oferte să cumpere gard în gard terenuri și imediat gândul omului să duce, domnule, noi am vândut cu un euro atunci când era boom economic și acum când nu mai este boom economic, cumpărăm cu probabil mai mult. Nu știu cu cât, că nu este încheiată licitația. Dar fiindcă există risc de interpretări, au și apărut discuții ce tundă primăria și așa mai departe, deci noi respectăm o procedură cât se poate de strictă și la sfârșit vom pune documentele pe masă.
nu dorim să avem discuții de niciun fel. Am primit ofertele, au fost analizate din punct de vedere tehnic, s-a ajuns și la o departajare comercială cu anumite probleme, pentru că ofertanții, noi am cerut prin caietul de sarcini 15 hectare de teren, de regulă ni s-a oferit toată parcela de teren pe care o aveau deținătorii, în general 26-27 de hectare de teren. Noi am făcut analiza tehnică a terenurilor și le-am cerut să se precizeze clar care este porțiunea de 15 hectare pe care ne-o oferă spre vânzare. Le-am trimis niște scrisori ofertanților care sunt până acum eligibili. Așteptăm răspunsul și în funcție de asta vom lua decizia, repet, cu maximă chipzuință. Nu ne jucăm cu subiectul ăsta. Cu acest subiect, cu Tetarom, ieșim oarecum din oraș și putem vorbi de celelalte proiecte din agricultură pe care le-ați demarat. Am vorbit de hala agroalimentară deja construită și pusă în funcțiune. Știu că mai aveți în plan acel depozit de legume fructe. Da, este un proiect care se va executa în colaborare cu Consiliul Județean. Este în curs de elaborare studiu de fezabilitate. Problema acum, și noi am discutat cu domnul vicepreședinte Oleleu, problema este cum vom face ca să fie un proiect de succes. Pentru că o simplă construire a unui depozit prin care domnul Hanga, care are ceapă în plus, să meargă să o depoziteze, nu-i suficient. Există experiențe de acest gen în care s-a ajuns la o simplă magazie temporară. Noi credem că acest proiect va trebui să fie un proiect mai ales comercial. Va trebui să fie o firmă, nu știu care, care să dețină capital și să aibă două componente. O componentă de penetrare în rețelele de distribuție clasice. Kaufland, Metro, Cora, deci trebuie să intre pe rețelele de distribuție mari. Nu să vindem roșii în piață, că nu ăla e obiectivul. Cine are contracte mari de acest gen va trebui să aibă surse de aprovizionare. Deci acela va trebui să aibă o componentă de aprovizionare, de contractare cu furnizorii. Deci asta va avea trei componente, de fapt. Una de desfacere, una de contractare cu furnizorii și la mijloc o componentă de finanțare. Pentru că între momentul cumpărării de la producător și momentul vânzării către rețeaua, către beneficiar, este un moment în care probabil trebuie să dai banii producătorului. El nu poate să stea până când vinzi tu. Deci îi cumperi marfa, îi dai un avans, te duci cu ea la rețeaua de distribuție, Kaufland sau cine o fi, și îți iei banii de acolo după un alt timp. Între aceste două momente, al cumpărării de la producător, al recuperării banilor de la beneficiar, trebuie să intervii cu capital să susții producătorul și așa. Deci trebuie concepută treaba nu ca un simplu depozit, ci ca o afacere on-grow de preluare și introducere în rețelele de distribuție a produsului agricol. Este o treabă complexă. Pentru că există și cheltuieli între timp, cheltuieli cu consumuri, cheltuieli cu agadați. Evident, evident, evident. El are, deci trebuie să conserve, ca să conserve acolo, are instalații frigorifice, alea consumă bani, alea consumă energie, are lucrători care trebuie să sorteze, ambaleze și așa mai departe. E o treabă destul de complexă, deci să nu percepe ca o simplă magazie în care vine omul cu căruța, cu cartofi și toarnă acolo. Nu, este o treabă care va lucra pe contracte și va trebui să închidă, de fapt, circuitul. Noi acum avem producători care n-au cui vinde și avem cumpărători care n-au de unde cumpăra din țară să duc să cumpere din import. Eu, încă o dată vă spun, eu am fost și am discutat cu directoarea de la Cora și am întrebat-o direct pe doamna directoră, de ce nu cumperi roșii de la noi? Ce roșii erau atât de bune? Mi-a spus femeia, domnule, n-am de unde să cumpăr. Mie nu trebuie, eu nu cumpăr roșii cu căruțul, nu cumpăr roșii cu coșul de nuiale, mie îmi trebuie 100 de tone pe săptămână. Mie trebuie să-mi vină tirul cu roșii de bună calitate, în tocmai și la timp. Îl spui că vii cu ele joi la ora 10, joi la ora 10 să fie tirul la mine.
Nu avem infrastructura, nu avem organizarea pentru preluarea. Uitați cum a fost anul ăsta. A fost producție bună și toamnă lungă. Când s-a dus toată lumea la piață să cumpere conopidă, să-și pună murături, a cumpărat-o cu 5-6 lei kilogramul. A fost perioadă bună, s-a făcut conopida în continuare, a ajuns să vândă cu 1 leu kilogramul. Când este pe piața asta neorganizată, când este producție, scad prețurile. Vaza s-a vândut cu 30 de bani kilogram. Ei, de-aia vă spun, între consumator care consumă treptat și producătorul care are o perioadă clară de recoltare, trebuie să se introducă un stochist care preia marfa, o stochează și o distribuie după nevoi. Așa se vinde și oțelul, să știți, nu numai varza. Și oțelul se distribuie la stochiști care după aceea îl distribuie pe consumatori. Producțiile mari au obligatoriu un stochist care se ocupă numai, nu produce și nu vinde în detail, preia pe stoc, condiționează și distribuie. Asta e veriga care lipsește la țăranul român. Pe lanțul economic, dintre producător și beneficiar, trebuie să existe neapărat acest ochis care, iată... Care îi plătește vânzătorului, producătorului, înainte de a încasa el de la client. Și plătește un preț bun, care da. Să îl facă pe da. Producător să merite da. Munca lui, plus probabil că va crea și locuri de muncă la care da. Vedeți că... Da, 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 da. Acum, cum se va desfășura exact relația între stochistul respectiv? Asta nu avem noi de unde, asta piața o reglează, dar un lucru este clar, nu poți să vinzi roșii cu coșul de noi. Poți să duci cu ele în piață, vinzi 10 kg, mai distribui 10 kg prin magazinele mici din oraș, dar când este suprafața agricolă și vrei să ai producție, trebuie desfacere. Da, este important și pentru că vor crea 30-40 de locuri de muncă, poate mai multe, motostivuitorii sunt da. În câmpia turzii, da. Magazioneri sunt, oameni care probabil sunt... Probabil va apare și o industrie a ambalajelor, mai trebuie făcute ambalaje, nu, nu știm ce. Astea sunt toate, decurg una din alta. Vreau să vă spun însă că au fost semnale bune de la producători agricoli. Este un domn Chioreanu care chiar a citit un articol în ziarul nostru local, care are o seră spre luna, parcă, care spunea, domnule, existența unui stochist care ne permite să vindem cantități mari și după aceea el să le distribuie, e o treabă foarte bună și ne ajută. Asta am reținut eu de acolo. Un ultim subiect al întâlnirii noastre de astăzi, cele trei lacuri pe care în acest an, iată o găselniță de-a dumneavoastră, le-ați făcut să meargă. Oamenii de acolo care muncesc acolo, eu zic că s-au rodat în această activitate și anul viitor vor putea să lucreze la un alt nivel. Plus că aveți și alte planuri cu zona deci, aceea. La zona aceea, inițial, poate un pic cam prea optimiști, am zis că vă face o zonă de agrement, de primă mână. Am populat lacurile cu pește, am angajat niște oameni, activitatea, am amenajat zona din jurul lacurilor, am tuns bălării și așa mai departe, am cumpărat un fel de motocoasă cu care întreținem terenul ca să arate, nu ca un imaj comunal. Dar veniturile pe perioada de iarnă nu sunt suficiente ca să acopere cheltuielile pe un an de zile. Pe de altă parte, analizând piața locală, banii în câmpia Turzii, catastrofa de la Mecel a afectat destul de sensibil buzunarele oamenilor și a afectat și comercianții. Noi anticipăm că totul va fi o problemă pe termen mediu până în 5 ani și oamenii nu vor dispune de bani ca să meargă tot timpul la distracție și la pescuit, vor avea alte priorități. Aia nu semnează că nu se vor duce, dar nu se vor duce suficient ca să poată trăi treaba. Și atunci, pe lângă aspectul de valorificare turistică, ne-am orientat și am avut niște discuții cu un inginer de la Tăureni, unde sunt lacuri și sunt specialiști în piscicultură, pentru că noi avem acolo 20 de hectare de apă. Trei lacuri, unul de vreo 10 hectare, unul de vreo 6 hectare și unul de vreo 4. Și atunci am zis, dom'le, până la urmă trebuie să facem bani. Totul trebuie să se autosusțină financiar. Și
Și am consultat un specialist din Tăuren și omul ne-a dat, ne-a spus, domnule, piscicultura trebuie să îndeplinește anumite condiții și noi le vom explora în continuare. Piscicultura poate să aducă bani buni. El ne-a spus, domnule, în bune condiții, un lac din ăsta poate să producă 2500 de kilograme de crab la hectar pe an. 2500 de hectare pe an, ori 10 lei kilogramul, e 25.000 de lei pe an hectarul. 10 hectare, 250.000 de lei. 16 hectare, cam 400.000 de lei. Ar putea, deci în bani vechi, să iasă un venit de vreo 4 miliarde pe an. Mare lucru, popularea, nu-i vorba, și asta costă jumătate din bani, dar omul mi-a spus că jumătate e mult spus, jumătate din bani să se ducă pe populare și pe furajare și ar rămâne un profit, să zicem, un rezultat de vreo 200.000 de lei pe an, care poate să îmbunătățească situația și să permite disponibilitate și pentru investiții. Deci suntem în faza, și mai este o treabă, că poți să faci turism și dacă în Baltă este cultură de pește. Crapul din Baltă nu știe ce se întâmplă pe mal. Deci un pic diversificăm paleta de activități acolo cu o activitate de agrement pe lacul mic și pe cele două lac, mijlociu și cel mare, ne gândim să trecem și la o exploatare industrială, repet, care nu afectează cu nimic componenta turistică, atâta doar că lumea nu va mai pescui în toate lacurile, ci va pescui într-un lac de 4 hectare. Le ajunge. Da, iar într-un altul pe care aveți 3. Da. Într-un ați putea crește, într-un altul l-ați putea lăsa pentru competiții. Aici ne vom consulta, ne vom consulta cu specialiști. Acum am vorbit cu domnul Drăghici de la domeniul public, să încercăm să contactăm ori pe domnul care ne-a dat ideile astea de la Tăuren, ori sunt firme pe internet, firme care fac, elaborează proiecte de exploatat piscicol, e o meserie și asta nu o facem. Ce vreau să vă spun, că oricum, din ce m-am documentat, că asta spunea și domnul de la Tăuren, m-am uitat pe internet și se spune că România se consumă 4.000 de tone de crab pe an și din astea cam 2.000 de tone sunt pește de proveniență din România și 2.000 de tone vin din import. Deci este loc pentru valorificarea peștelui fără probleme. Deci, repet, n-am alterat proiectul inițial de agrement, ci l-am completat cu un proiect industrial care aduce un venit suplimentar și ne poate permite să coperim costurile și chiar să subvenționăm pe cei care merg la distracție. Mai ales că, vă spune un mic pescar amator, în zonă lacurile și producția de crab a cam scăzut, cam pe toate lacurile, da. Dacă le luăm Mărtinești, Rediu, Turen, toate aceste lacuri din zona Turda, Câmpia Turzii, pe toate a scăzut foarte mult, pentru că mulți proprietari recoltează și vând, știu eu pe unde, iar pescarii se plâng continuu. Chiar săptămâna trecută am vorbit cu unul care a mers la Luncan pentru că n-a găsit nici la Tăuren, nici dincolo pește și a ajuns la Luncan, unde a mai găsit ceva. Da. Da, probabil că pentru exploatațiile astea este mai rentabil să pescuiască cu năvodul, să vândă cantități mari, încasează, nu ia banii cu țărâita de la fiecare. Ăștia sunt mărunțiși, bani de budunar, care iei de la pescare, care se duc, nu? Corect. Gândiți-vă că acolo se consumă electrică, sunt niște oameni care se asigure buna regulă, care trebuie plătiți, că nimeni nu face muncă voluntară. Întreținerea, curățenie, nu știu ce, și astea costă, totul se face cu bani și atunci trebuie să încasezi bani. Cum? Oricum. Vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ne-ați răspuns la întrebări și cu plăcere. Pentru că știu că nu o să ne mai întâlnim până după anul nou, poate aveți un mesaj de transmis locuitorilor orașului dumneavoastră. Da. Orașul nostru trece printr-o situație dificilă. Dar așa cum am mai spus-o și înainte, prin situații dificile s-a mai trecut. Nu suntem nici primii, nici ultimii. Fără să vin cu false încurajări, vreau să vă spun că bătrânii noștri au fost pe front.
și-au lăsat acasă femeile cu copii, cu nu știu ce, s-au dus la război, nu că vroiau ei să meargă și că n-aveau ei altă treabă mai bună de făcut, au trecut vremurile alea peste ei, s-au dus, s-au întors acasă, și-au văzut de familie și așa mai departe. Dom'le, sunt de-a lungul timpului perioade de creștere și de bunăstare, sunt perioade de scădere. Noi am prins acum un moment mai prost. Asta este. Problema vine din situația generală a țării, din dezindustrializarea care ne-a lovit. Noi am fost oarecum câmpia turzii printre ultimii. Ia să ne uităm la Turda. Cimentul ce mai face? Chimicele ce mai fac? Sticla ce mai face? Electroceramica ce mai face? La Câmpia Turzii, fabrica de lut ce mai face? Câmpia Turzii a fost cam ultima care a căzut, zic eu, dintr-o privatizare care se putea face în condiții mai bune decât s-a făcut. Dar asta este. Acum, așa cum am spus și în campanie, va trebui să ne găsim soluții să ne întreținem copiii. Noi încercăm să atragem investitori. Vreau să vă spun, n-am spus-o până acum, că nu s-a finalizat, dar am avut o propunere și niște discuții chiar și cu Jolidon de la Cluj, care e o firmă de renume în domeniul confecțiilor, de lux, dacă vreți, și care caută un loc pentru a-și dezvolta fabricația. Și am fost cu ei, le-am arătat un spațiu pe care îl putem pune la dispoziție. N-am ajuns încă să încheiem un contract și un aranjament definitiv, poate că nici nu îl vom încheia. Sunt discuții preliminare, dar încercăm. Discutăm și cu cei de la RAIF, pentru că problema noastră cu RAIF-ul nu este să le luăm noi banii sau să facem scandal. Problema noastră este să populeze zona de acolo, zona industrială, terenul de acolo, cu afaceri care să asigure locuri de muncă. Obiectivul nostru ăsta este, de fapt. Noi, dacă vreți, exercităm anumite presiuni pentru a-i stimula să gândească mai atent problema asta. Încercăm să ordonăm un pic activitatea agricolă, cum v-am spus, prin sistemul, prin intermediul unui stocaj, a unui depozit on grow de produse agricole, ca să creăm un venit stabil și previzibil la producătorii din zonă, care este o zonă de primă mână pentru legume și așa mai departe. Nu când este an bun, nu câștigi că sunt prețurile mici, când e an prost, nu câștigi că nu e marfă. Trebuie oarecum să reducem influența meteorologiei asupra afacerilor din agricultură. Încercăm și noi să ajutăm cum putem. Nu putem rezolva toate problemele, dar putem ajuta. Asta încercăm. Optimist, așa, da. Către... Mergem înainte. Mergem înainte. Mulțumim pentru amabilitatea cu care ne-ați primit și, stimați telespectatori, până la o nouă emisiune. La revedere!